Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Hai să aflăm care sunt promisiunile astrelor pentru vărsător în anul 2021. Pentru acei vărsători care au trebuit să treacă peste multe în anul precedent, în 2021 vor respira cu un suspin de ușurare. Stelele din horoscopul natal le promit un fel de descărcare, și o anumită parte din ceea ce au conceput mai devreme va putea fi în continuare realizată pentru a-și atinge scopul. În această perioadă, vărsătorii trebuie să fie pregătiți să cheltuiască mai multă decât câștigă, deși dacă se gândesc să cumpere o locuință, atunci nu este păcat să intre în datorii, deoarece o astfel de achiziție este justificată. În ciuda tuturor greutăților din acest an, Vărsătorul trebuie să-și păstreze autocontrolul și să fie activ, dar mai presus de toate să fie prietenos și tolerant în relația cu oamenii din jurul lui. Dacă vei trăi cu această idee pozitivă te poți aștepta la multe cunoștințe cu oameni interesanți cu care vei lega prietenii adevărate pentru mulți ani. În general, această perioadă nu va fi cea mai ușoară din viața ta, mai ales în relațiile cu rudele și prieteni. Nu ar trebui să te cerți niciodată cu ei și nici să te concentrezi pe greșelile lor sau pe neajunsuri, totul până la urmă. Va reveni la normal, iar relația se va îmbunătăți. În 2021, toate, și subliniez că toate căile vor fi deschise în fața ta, chiar și în fața celor vărsători în care absolut nimic nu a fost posibil anterior. Tot ceea ce vei putea primi în 2021 va depinde în totalitate doar de tine însăți, de dorințele, voința, capacitatea de a distribui și direcționa în mod corespunzător eforturile nu numai către tine, dar mai ales pentru a ajuta și sprijini necondiționat și cu lipsă de interes pe ceilalți. Direcția principală a anului taurului de metal alb pentru tine ar trebui să fie considerată o creare de parteneriate în care tu poți domina prin altruismul curat. Ei bine, desigur, acest neologism, altruism, este complet străin unor vărsători, care prin aroganță și mândrie afirmă în mod constant, eu, al meu, mie, în acest an te vei arăta extrem de atractiv în toate felurile. Oamenii cu minte asemănătoare și admiratorii talentelor tale vor fi atrași de tine din toate părțile. Într-o astfel de poziție, este important să nu-ți mai fie frică să-ți asumi responsabilitatea, deoarece în 2021 ești sortită să ocupi poziții de conducere. Adevărat, multe vor depinde de puritatea gândurilor, de lipsata de mercantilism, din acest punct de vedere. Puterile superioare vor decide ce fel de ajutor îți pot oferi pentru a te fi încărcat cu putere. Este dificil să fie bine pentru toată lumea, motiv pentru care trebuie să fii pregătită pentru faptul că va trebui să faci adevărate miracole ale diplomației, să-ți transformi abilitățile existente pentru a evita obstacolele și să avansezi, în acest moment. Vei putea câștiga independență în propria afacere sau poți obține dreptul de a lua în mod independentă decizii în cadrul serviciului, poți deveni mai încrezătoare și mai puțin controlată, în paralel, poți primi în continuare unele restricții privind de libertatea, cu toate acestea, va fi o dependență plăcută, chiar dacă este o excepție de la regulile tale, ar putea fi o căsătorie din dragoste, dar cel mai probabil va fi un parteneriat de afaceri profitabil. Singurul avertisment pe care astrele de pe astrograma ta natală îl ridică precum un cartonaș roșu, ar trebui să acorze o atenție deosebită la tot ceea ce se referă la probleme de modestie personală. Norocul total și recunoașterea celorlalți te pot face să ai prea multă încredere în tine până la pierderea flexibilității conștiinței, umflarea egoului până în stratosferă și uciderea oricărei posibilități de ajutor. Este important să reții că, atunci când oferi sprijin altor persoane, nu poți înlocui prin propria opinie acele decizii pe care le pot lua singur în mod realist. Acest lucru va duce la faptul că vei prelua liberul arbitru al celorlalți și vei rupe orice contact. Anul 2021 al taurului alb va trece pentru tine ca un minut. Da? Vei fi ocupată, foarte ocupată, pe lângă munca ta creativă, vei lupta și cu un anumit soi de necinste, dușmănie și amăgire care însoțesc invariabil orice lider în eforturile sale. Toate aceste fenomene neplăcute, mai ales din exterior, se vor dovedi parțial generate directă de către tine. Este important să nu te împiedici de suspiciune, deoarece aceste lucruri poate anula toate angajamentele pozitive realizate de către tine. Nu ar trebui să apelezi la cunoștințe secrete, magie, blesteme, gânduri negre, ritualuri bisericești sau de altă natură, deoarece vei putea să trezești astfel de forțe care să te distrugă. Fii atentă la ce am spus mai devreme și nu o interpreta ca pe o glumiță la o cafea. Dragostea pentru vărsător în anul 2021, începutul anului 2021 al taurului de metal alb, nu va fi foarte plăcut pentru cuplurile care trăiesc în uniuni de lungă durată sau căsătorite. În diferite opțiuni pentru dezvoltarea relațiilor, vărsătorii din aceste cupluri vor ajunge la concluzia că este mai bine pentru ei să înceapă din nou, să înceapă totul de la zero. Este logic să presupun că ianuarie și februarie 2021 pot fi cele mai periculoase perioade din relația lor cu persoana iubită. Cu toate acestea, astrele încă avertizează pe vărsătorii să zic așa legați într-o relație, împotriva lor oricărei decizii dramatice care le pot afecta viața personală în viitorul apropiat. Vărsătorii singuratici, spre deosebire de semenilor care trăiesc în uniuni pe termen lung, vor fi mai degrabă încântați de instabilitatea perioadei din primele luni din 2021. Practic, vântul iernite va fi absorbit în procesul de a stăpâni pe cel mai iubit, vei fi înregistrat o creștere a numărului de victorie în domeniul iubirii, trebuie să adaug că tu ești atât de abilă, încât în acest joc să ocolești toate capcanele și întregile stabilite de Cupidon. Ei bine? Bucură-te la începutul anului de boul care patronează din cer, dar aminteșteți că săgețile dragostei devin mai devreme sau mai târziu letale pentru toată lumea. În primăvara anului 2021, componenta de dragoste din viața ta se va asemăna cel mai probabil cu o mare învălburată și înfiorătoare. Acțiunile tale în această perioadă vor fi prea imprevizibile și impulsive, cel mai probabil. Problema nu se află în partenerul tău, dar se află în tine, iar cele care au simțit sosirea primăverii, vor fi îmbuibate de o dispoziție excentrică. Cu siguranță, armonia relației tale va fi încălcată și toate discuțiile aprinse ar putea chiar să zdruncine stâlpii pe care se sprijină conexiunea ta. Dacă în ciuda tot ceea ce este în inima ta, înțelegi că partenerul tău este persoana cu care îți poți petrece întreaga viață, atunci încearcă să nu respecti sentimentele separatiste și nu mergeți prea departe, acuzându-vă reciproc de păcate de neconceput. Cu toate acestea, din păcate, pornind de, de la o acuzație, unii vărsători nu se vor opri aici. Pentru un număr mic de proprietarii semnului tău, mai iunie 2021 al taurului de metal alb se va încheia într-o discordanță completă și o pauză în relațiile cu un partener permanent cu toate acestea, cauza, rădăcina poate să nu fie la fel de limpede. Vărsătorii pot face o alegere în favoarea altei persoane pentru care au sentimente luminoase și proaspete, dar poate să fie doar o persoană ceva mai compatibilă în pat și nu în viață. Libertate, pace, prietenie, dragoste, pot continua mai departe la nesfârșit, dar astfel pot eu descrie starea unui număr imens de reprezentanțe zodiei vărsător în vara anului 2021 al taurului de metal alb. O atmosferă de ușurință, ușurință de fericire și libertate te va înconjura personal, iluminând simultan pe toți oamenii din jurul tău cu optimismul tău. În acest timp binecuvântat, mergi mai des în vacanță, călătorește întâlnește prietenii vechi și îndrăgostește-te din nou și din nou, găsește în noi fațete ale acestui sentiment al sufletului tău, destul de ciudat, în ciuda numărului de variații mincinoase, în final te vei opri doar la una. Evenimentele se pot desfășura atât de rapid, încât fără să ai timp să te recuperezi, până în septembrie 2021 vei deveni deja femeie de familie. Nu te vei descurca fără curiozitate. În toamna anului 2021, vei fi geloasă pe tine însăți, pentru că după ce ai decis starea ta civilă, vei tăia interesul potențial al persoanei tale de la un număr semnificativ de oameni importanți în viața ta. Sfatul astrelor este deja evident, folosește măsurile contraceptive adecvate, cariera și banii pentru vărsător în anul 2021, în 2021 al taurului de metal alb vei avea ocazia să te ridici. Autoritatea, carisma și optimismul vor face toate trucurile. Norocul va veni cu realizarea capabilităților tale, dar și succesul personal. Este important să menții realismul, mai ales în a doua treime a anului. Cu o tranziție planetară fabuloasă pe astrograma ta natală, cariera se poate schimba. Mai mult, prima jumătate a anului nu este cel mai bun moment pentru schimbări în bine. Aceasta va fi o perioadă dificilă pentru relațiile cu subordonații, pentru șefii tăi și cu colegii. Supraexagerarea la locul de muncă va fi la apogeu. Șansele schimbării datoriei sunt mari, dar stelele te vor ajuta să rămâi în vârf indiferentă de ce se întâmplă, evident în condițiile dictate de ele. Sub auspiciile înțelegerii și aplicării altruismului, eliberării tale de mercantilismul caracteristic, la începutul anului și în august-septembrie este nedorit să faci sau să acorzi împrumuturi sau să investești în chestii sclipitoare. În prima jumătate a toamnei, atmosfera la locul de muncă poate fi tensionată, conflictul în echipă poate să fie crescut va trebui să investești mult efort și energie pentru a îndeplini sarcinile de muncă, dar cel mai mult ca să-ți suporți șefii și colegii. Octombrie și noiembrie 2021 vor fi provocatoare. În acest moment, sunt posibile contradicții și presiuni grave în legătura cu care pot schimba nu numai munca, ci și activitatea profesională în general. Desigur, dacă bugetul îți permite, Poți intra la o pensie privată. Ultimul trimestru al anului taurului de metal al contribuie la faptul că cooperarea va fi relevantă pentru tine. În mod clar vei înțelege că parteneriat înseamnă să împarți radele muncii cu ceilalți. Partenerii tăi de afaceri nu numai că vor lua o poziție activă în afacerea ta, dar se vor comporta impulsiv va trebui să fii atentă de ambele părți ale cuțitului și să fii în stare să elimini litigiile și dezacordurile. Concurenții și neamul tău de afaceri vor deveni mult mai activi decât îți poți imagina chiar acum. Situația ta financiară de-a lungul anului 2021 va fi inegală. Sunt posibile profituri mari și pierderi grave, neprevăzute. Să fii vigilentă și să nu cedezi la iluzii va ajuta să eviți greșelile care pot duce la probleme grave cu banii. În al doilea trimestru al anului, este foarte probabil multă noroc în problemele de bani. Trebuie să ai mare grijă pentru a evita problemele datorate frivolității și gândirii doritoare de mici zorizoane sfărăitoare, roz sau sclipitoare. Același lucru se aplică și la sfârșitul anului 2021. În concluzie, mai puține plimbări pe la târguri, tarabe și magazine, mai multe plimbări prin parc. Dacă ți este greu, iați un cățel după tine, dar și pungile pentru a curăța pe urma lui. Viața de familie pentru vărsător în anul 2021. Vei experimenta un sentiment înșelător al singurătății în familia ta. Vrei nu vrei, acceptă-l. Dacă ești născut în prima decadă a semnului vărsător, respectiv între 21 și 31 ianuarie. Dacă anul acesta simți disconfort, neînțelegere și chiar iritare din cauza relației de familie existente, nu te grăbi să arzi punțile și să dizolvi uniunea, nu căuta sprijin și experiențe noi în relațiile extraconjugale. Acest lucru va deveni o sursă de probleme pentru mulți dintre anii următori. Dacă ești născut în a doua decadă a semnului vărsător, respectiv între 1 și 10 februarie, anul acesta, Rudele, cei dragi și mai ales copiii, te vor surprinde cu surprize plăcute neașteptate. Copiii adulți pot face plăcere vărsătorului născut în această decadă împreună cu nepoților. Ferește-te de romanțele de birou și de relațiile sexuale în afara căsătoriei, acestea vor fi trecătoare și nu vor duce nicăieri iar înșelăciunea revelată va priva pe vărsătorul trădător de sprijinul și respectul celor drag pentru totdeauna. Dacă ești născut în a treia decadă a semnului vărsător, respectiv între 11 și 19 februarie, taurul de metal alb va consolida și armoniza relațiile tale de familie. Înțelegerea reciprocă cu soțul sau partenerul tău se va îmbunătăți, căldura și calmul vor domni în relație. În plus, înțelegerea reciprocă între copii și părinți se va îmbunătăți, părinții copiilor adulți vor avea ocazia să plece împreună în vacanță, ceea ce va consolida foarte mult relația. Sănătatea pentru vărsător în anul 2021, începutul anului 2021 al taurului de metal alb. În ceea ce privește sănătatea, va fi mult mai favorabil și mai inteligibil decât multe zone din viața ta în această perioadă. În horoscopul natal din ianuarie-februarie 2021, va exista o planetă cunoscută pentru bucuria sa de viață și iubire, dar în ceea ce privește sănătatea, poți conta de asemenea pe asistența și ajutorul său în vindecarea bolilor. Vei avea o bună dispoziție și te vei bucura de o sănătate bună în această perioadă a anului 2021, iar persoanele care suferă de diverse boli cronice vor simți o îmbunătățire semnificativă, o îndepărtare parțială sau o dispariție completă a simptomelor bolii. Problemele caracteristice legate de supraponderabilitate sunt posibile în februarie-martie 2021. Poate fi mai ales rău dacă ai suferit anterior de această boală, în cazul tău, bolile care însoțesc de obicei obezitatea se pot adăuga la problema excesului de greutate. Planeta de echilibru de putere și sănătate bună va patrona favorabil semnul tău la sfârșitul primăverii anului 2021 al taurului de metal alb, cu toate acestea, această planetă nu oferă o protecție absolută, în special celor care nu merită atenția sa, a celor care se dedau exceselor și nu respectă regulile de bază ale unui stil de viață sănătos. În această perioadă, încearcă să-ți monitorizezi în mod foarte serios starea de sănătate, să nu te supraalimentezi cu gândul că o pungă de pufuleți seara în la televizor nu contează, dar mai ales să te înstrăinezi complete de tot felul de dulciuri. De la sfârșitul lunii iunie 2021, nu există o singură planetă în sectorul horoscopului tău care să-ți afecteze în mod de direct sănătatea. Toată lumea este doar mai bună, în cele din urmă, rămâi cu tine și poți să-ți evaluezi corect abilitățile. Problemele din această poziție a planetelor din horoscopul tău natal pot apărea abia în august 2021? moment în care circumstanțele neprevăzute în activitatea ta profesională și problemele relațiilor personale pot submina sănătatea ta mentală. Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor, defalcările pe care ți le poți permite singură nu vor fi continuate, decât dacă vrei să te dai în spectacol, să devii vedeta străzii, a cartierului, sau mai precis ciudată de la numărul casei în care locuiești. În septembrie-octombrie, starata de sănătate va fi sub influența planetelor, ceea ce la rândul său, va contribui la distribuirea inegală a vitalității în ultimele luni din 2021 a taurului de metal alb. În acest sens, vei fi caracterizată de perioade cu activitate crescută, alternând cu zilele în care oboseala te va lipi de pat, din care îți va fi tot mai dificil să ieși odată cu venirea iernii. În caz contrar, în această perioadă anului 2021, dificultățile de sănătate pot fi observate doar la rarii reprezentanței zodietale. Cu toate acestea, orice problemă de sănătate trebuie să fie luată în considerare cu atenție, primind imediat un răspuns adecvat, deoarece amânând problema poți permite dezvoltarea unei boli cronice. Horoscopul chinezesc 2021 după semnul nașterii dacă ești vărsător dar în zodiacul chinezesc ești șobolan, nu ești străină de ceea ce înseamnă să mergi la arat, dar în 2021 veți fi fericite să o faci, la urma urmei, dificultățile la muncă și orele suplimentare vor plăti atât finanțele, cât și sentimentul plăcut, sunt la locul meu. Nu există nimic fără mine aici. Odată cu câștigul, astrele ți recomandă să fii mai atentă și... Înainte de a face orice achiziție importantă, stai și te gândește, chiar am nevoie, și foarte curând, în loc să-i răsești banii, vei economisi bani pentru o investiție importantă. Dacă ești vărsător dar în zodiacul chinezesc ești taur, ești un mare fan al încercării de ceva nou, al integrării, al asumării riscurilor, iar taurul de metal alb te va susține în toate modurile posibile. Nu îți fie teamă de schimbări, mutări și necesitatea de a face ceva necunoscut, în cele din urmă riscul și determinarea ta vor plăti cu găleți de șampanie. Dar taurul de metal alb nu îți recomandă să eziți și să amâni până mâine, vei înceti fluxul energiei tale vitale. Dacă ești vărsător dar în zodiacul chinezesc ești tigru. Voi, care sunteți obișnuiți să trăiți riscant și să sperați la întâmplare? Sunteți avertizați de taurul de metal alb, în anul acesta merită să abandonați acțiunile erupționale, deoarece în consecință, acestea pot aduce la pierderi atât financiare, cât și de reputație. Prin urmare, iată un sfat pentru tine, încearcă să ai lângă tine o persoană iubită care să te poată susține și să te ferească de lucruri și acțiuni stupide la rândul tău vor fi necesare încredere și sinceritate către această persoană. Dacă ești vărsător dar în zodiacul chinezesc ești iepure, ai șansa să afli care este conflictul dintre viața personală și muncă, șeful și jumătatea te vor smulge literalmente unul de la celălalt. Pentru a supraviețui, Va trebui să înveți să trăiești în conformitate cu un program clar și să manevrezi între focul încrucișat al celor doi găsind compromisuri pentru toată lumea. Voi lucra și vom merge într-o călătorie romantică sau mă voi odihni și voi reface totul într-o singură zi. Principalul lucru aici este să păstrezi și să finalizez promisiunile făcute. Dacă ești vărsător dar în Zodiacul chinezesc ești dragon. Principala greșeală pe care o poți face în 2021 este să vă pui interesele tale înaintea intereselor oamenilor care au fost alături de tine de multă timp, să eviți să oferi sprijin și să arăți dragoste, aceasta se aplică atât relațiilor de muncă, cât și celor personale, încearcă să găsești un compromis între ceea ce este important pentru tine și ceea ce așteaptă cei dragi pentru capacitatea de a alerga pe această crastă îngustă, taurul de metal alb te va răsplăți cu succes și fericire. Dacă ești vărsător dar în zodiacul chinezesc ești șarpe. Aceasta este perioada ideală pentru a te dezvolta și a-ți manifesta talentele existente și ascunse. Dacă ești atrasă de creație, nu te împiedica, predă-te impulsului, cu o mare probabilitate te va face o vedetă în colectivul de muncă pe internet, în familia ta, într-o anumită țară sau chiar în comunitatea mondială. Și succesul financiar va urma recunoașterea ta. Dacă ești vărsător dar în zodiacul chinezesc ești cal. Deja la începutul anului taurului de metal alb, poți să-ți iei la revedere de la ceea ce era anterior împovărat. Poate va exista oportunitate de a rambursa datoriile sau de a schimba locul de muncă cu ceva mai profitabil și mai interesant sau de a pune capăt unei relații învechite. Nu-ți fie frică să începi de la zero, este șansa ta de a câștiga libertate, de a simți ripile din spatele tău și de a merge cu încredere înainte. Sfatul taurului de metal alb, încearcă să rămâi prietenă cu cei de care te vei despărți. Dacă ești vărsător dar în zodiacul chinezesc ești oaie. Taurul de metal alb îți spune, iubește-te, relaxează-te și petrece timp cu cei dragi mai des, înscrie-te la o piscină și un estetician, încearcă să renunți la obiciuri proaste, la orice fel de dușmănie și invidie, supune-te unui examen medical și nu închide ochii la propriile defecte, este respect, având grijă de tine, de iubitul tău, va fi cheia vitalității fericirii și succesului general în 2021, dacă ești vărsător dar în zodiacul chinezesc ești mai muță, 2021 va fi un an de creștere pentru tine, poate fi orice, creșterea salariului sau profitul la muncă, carieră sau chiar un plus la familie și nu este neapărat asociat cu sosirea unei berze, poate rudele tale vor veni în vizită și vor rămâne câteva luni sau decizi să-ți faci un prieten cu patru picioare. În orice caz, îmbunătățindu-ți sociabilitatea vei deveni mai bună. Dacă ești vărsător dar în zodiacul chinezesc ești cocoș, în anii trecuți ai creat un loc destul de confortabil pentru tine, la locul de muncă și în relații, iar în anul taurului de metal alb este mai bine să nu-l schimbi, chiar dacă cineva îți promite munții de aur și lună de pe cer. Ține-te de oamenii care au dovedită deja că pot fi de încredere, pentru un loc de muncă care promite nu numai perspective, ci și stabilitate zilnică. Aceasta îți va permite să eviți stresul inutil și să acumulezi forță pentru schimbările viitoare. Dacă ești vărsător dar în zodiacul chinezesc ești câine. Anul 2021 al taurului de metal alb conform calendarului estic, a pregătit o mulțime de surprize plăcute pentru tine. Vărsătorii singuri au o șansă reală de a întâlni în cele din urmă persoana alături de care vor să-și construiască vatra familiei. Carieriștii vor avea ocazia să facă un salt profesional. Tuturor celorlalți li se promite întâlniri plăcute, încasări financiare neașteptate și o șansă de a se dovedi în cea mai bună lumină posibilă. Folosește această oportunitate la maxim. Dacă ești vărsător dar în zodiacul chinezesc ești mistreț, taurul de metal alb îți recomandă cu râvnă specială să-ți întărești familia, sau să cauți un candidat pentru rolul de soț, atenția și grija în relația cu cei dragi îți vor permite să construiești o adevărată fortăreață a familiei, care va deveni un loc de încredere pentru realizarea carierei și a visurilor financiare. Anul 2021 este pur și simplu ideal pentru acei vărsători care au visat de mult să înceapă propria afacere. Succesul pe această cale este aproape inevitabil. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!